Primarul comunei Mitocu Dragomir, Radu Reziuc, ales pe listele PMP și devenit independent după ce a fost exclus din partid, a devenit de luni membru PNL. Prin vicepreședintele PNL Suceava, deputatul Ioan Balan, a confirmat că primarul Radu Reziuc s-a înscris în PNL și consideră că acesta va continua proiectele liberale aflate în derulare în comun. Liderul liberal sucevean responsabil de zonă a amintit că 3 mandate a fost primar PNL Dănuț Solcan. Ioan Balan a amintit că sunt o multitudine de proiecte care trebuie continuate, iar echipa PNL din Mitocu Dragomirnei este cea mai importantă forță politică locală. Deputatul liberal sucevean a subliniat că se bucură de intrarea în echipa PNL a primarului Radu Reziuc.